Să trecem pe final la perioada de programare care urmează, da. 2014-2020. S-a reușit deschiderea, am văzut, a unor linii de finanțare, a unor apeluri de proiecte pe cercetare, inovare. Da, pe programe de competitivitate, da. Cercetare și IT. În rest, a mai fost lansat vreun apel pe fonduri structurale când au fost amânate două. Au fost amânate după ce am venit, am amânat două apeluri pe postru și cu scuzele de rigoare tuturor beneficiarilor pentru întârzierea pe care vrem să o facem, deoarece aceste, conform reglementării, toate cererile de proiecte trebuie să treacă prin sistem informatic și ceea ce ar duce la economii foarte mari și o simplificare extrem de mare a sistemului. Deci am preferat să mai întârziem cu o lună, două, dar să simplificăm sistemul și să ajutăm beneficiarul. Ghidurile care erau depuse pe site mi s-au părut prea complicate și un limbaj dificil pentru beneficiar. M-am pus în locul lor, este foarte greu să înțelegi limbajul și cred că trebuie lucrăm puțin la o terminologie mai clară, mai corectă și la niște ghiduri mai simple pe înțelesul lor. Deci modificați ghidurile din nou. Modificăm ghidurile. Când vor fi gata? În a doua jumătate a lunii ianuarie. Și cele care le-am lansat și în același timp facem o programare foarte clară pe toată perioada 2014-2020, astfel încât să ne corelăm cu nevoile oamenilor și cu posibilitatea de a realiza aceste proiecte și sperăm tot așa în a doua jumătate să depunem această programare clară. Vrem să imităm într-un fel sistemul de primire cereri de proiecte al Comisiei Europene, da. Unde este totul electronic, se știe foarte bine planificarea, ai pierdut colul ăsta, într-un an se organizează alcool și da. Te pregătești, știi cum trebuie să te pregătești, cum trebuie să arate proiectul, bugetul și că dăm o mai mare predictibilitate. Deci, cu scuzele de rigoare că întârziem aceste două luni, dar sperăm să ducă la simplificarea sistemului. Apropo de sistemul electronic, e vorba de acel sistem mai smis realizat cu ajutorul STS-ului, da? Da. În ce stadiu salvă? Ce se întâmplă cu acest sistem? De ce nu funcționează la momentul actual? Inițial erau două sisteme și se mergeau pe două variante. Pentru programul de resurse umane și acest sistem mai smis 2014-2020, ele s-a luat decizia unificării lor, adică să mergem în primul rând o să avem un sistem unic, indiferent de program, afară de programul de agricultură. Indiferent de program vom avea un sistem unic. Sistemul este terminat ca concepție de IT, și are deja modulul de aplicații care se discută. Acum trebuie inserate informațiile în sistem. Și am început de o săptămână discuția cu fiecare autoritate de management. Deci care este problema? Cele două ghiduri, ghidul general și ghidul specific, trebuie armonizate cu sistemul și băgate în căsuțele respective explicații. Normal ca băgând aceste documente, va fi de fapt un ghid simplu, pentru că o echipă a făcut ghidurile, o echipă sistemul IT. Acum trebuie armonizate. Echipa care a făcut procedurile și ghidul trebuie armonizată cu așa încât să se simplifice aceste lucruri. Și este o activitate de lucru fiecare AME cu echipa de IT, astfel încât să se finalizeze și vom începe 15 ianuarie, sperăm, cu un call, pe urmă cu un call, deci ușor, ușor să intrăm în buna funcționare a acestui sistem. Dar opinia noastră care este față de STS? Pentru că până acum s-a lucrat cu contractori privați, da? Da. Acum și după aceea, s-a mers cu STS, da, o instituție publică. A statului, o instituție publică. Pe programul de asistență tehnică se face acest proiect, deci pe fonduri europene. Cred că decizia este foarte bună care s-a luat. E o decizie extrem de bună, deoarece acest sistem, aș vrea să vă spun, este poate cel mai mare sistem pe care o să-l aibă România în următoarea perioadă. Este singurul sistem care o să aibă backup cu toate datele la Brașov.
Deci, instalațiile și dotările sunt de super lux. Serverele pe care se țin toate aceste date. La Brașov? La Brașov o să fie un backup. Aha. Backup că mi se întâmplă ceva, să cadă curentul sau ceva, toate datele. Deci noi primim date, informații despre beneficiari. Informații care sunt confidențiale. Da. CNP-urile sau informații despre beneficiari. Încercăm ca aceste informații să fie cât mai puține și cât mai clare. Dar este bine ca cineva să aibă continuitatea cu o firmă sau cu... Ții un sistem... În general, sistemele simple, ok, le ții cu firmă de... Dar eu salut această decizie ca o instituție puternică a statului să aibă grijă de acest sistem. Deci vă rămâne sistem la STS toate datele acestea în continuare. Da, STS-ul le va administra și le va, spuneți, le va proteja. Pentru protecția datelor. Deci este foarte important, mai ales în conjunctura actuală, să protejăm și să nu avem bug-uri, să nu avem distrugere, pentru că am putea rămâne. Deci este un sistem care îl monitorizăm, deci avem echipa noastră de IT-ști care lucrează permanent cu echipa de la STS, zilnic, echipa lor, i-am vizitat, am discutat cu echipa de la STS, am văzut ce fac, fac niște lucruri minunate. Cred că este o decizie bună, având în vedere că este cel mai mare sistem în momentul de față de bază de date, de proiecte.